Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre manuscrisul ascuns al lui Moise, cel mai puternic instrument de materializare, codul secret. Înainte să ne aducem aminte cine a fost Moise. Este socotit de tradiția iudaică, iar pe urmele ei și de cea creștină, un profet și etnarh, conducătorul triburilor izraelite ieșind din Egipt, după una dintre cronologiile presupuse, în jurul anului 1250 înainte de Hristos. El este cunoscut la evrei ca Moshe Rabenu, Moise învățătorul nostru, sau mai rar, Moshe ben Amran, Moise fiul lui Amran, și este, după tradiția lor religioasă, cel care a primit legea divină, Tora, pe muntele Sinai, și fondatorul religiei evreilor, iudaismul. De aceea, această religie este uneori numită și mozaism, după Moise. Potrivit cu narațiunea Vechiului Testament, Moise a fost cel mai de seamă din profeții evreilor. Credința în profeția lui este definită ca principiul al șaptelea din cele 12 principii ale credinței iudaice, așa cum au fost formulate în crezul lui Rabbi Moshe ben Maimon. Data tradițională a nașterii și a morții sale în calendarul evreiesc este 7 Adar. Moise este considerat un profet din cei mai însemnați și de alte religii monoteiste, precum creștinismul și islamul. Samaritenii îl consideră ca unicul profet. Este știut că Moise a scris un cod. Acesta a fost folosit inițial pentru a crea unele dintre cele mai mari minuni din istorie, dar apoi a fost ascuns și numai puțin inițiați au avut permisiunea să îl practice. În acest material vorbim despre Cartea Codului Moise, cel mai puternic instrument de materializare din istoria lumii, scrisă de James F. Twyman. Autorul dezvăluie codul pentru prima dată arătând cum poate fi folosit pentru a ne schimba viața și chiar lumea. Ni s-a spus că legea atracției se referă la obținerea lucrurilor pe care le dorim și despre care credem că ne vor face viața mai bună. Însă acesta este doar un nivel, primul, cel superficial, pentru că totul depinde de ceea ce suntem dispuși să oferim. Aceasta înseamnă că avem deja puterea de a crea miracole în viața noastră și că avem și responsabilitatea de a folosi puterea divinității în scopuri superioare. Cartea Codului Moise, cel mai puternic instrument de materializare din istoria lumii, scrisă de James F. Twyman, prezintă în termeni clari ce înseamnă acest cod și mai ales cum ne ajută el să materializăm ceea ce dorim în viață. Această carte stă la baza realizării unui film documentar cu același nume, care pornește de la ideea că revelația pe care a avut-o Moise nu poate fi înțeleasă fără un cod. Atunci când o voce i-a vorbit spunându-i să meargă la faraonul Ramses pentru a cere eliberarea poporului evreu din sclavie, Moise a întrebat de la cine vine revelația și a primit răspunsul: eu sunt cel ce sunt. Filmul propune o altă interpretare a acestui răspuns. Astăzi avem puterea de a ne distruge lumea de multe ori, dar codul lui Moise descătușează un nou tip de putere, una de a crea lumi, și una care ne poate ajuta să ne îndeplinim destinul nostru individual și colectiv. Dacă Dumnezeu chiar este în fiecare dintre noi, atunci se poate spune că fiecare dintre noi e o întrupare divină. Dacă asta este adevărat, care ar fi posibilitățile noastre? Ce putem noi crea? Cartea vorbește despre trei chei pe care avem nevoie să le cunoaștem pentru a debloca experiența de a fi o întrupare a divinității, astfel că în cele din urmă să o simțim în corpurile noastre. Cele trei chei sunt a oferi, unitatea și destinul. În final, autorul propune și o metodă prin care fiecare poate folosi noua interpretare a numelui lui Dumnezeu pentru a aduce în viața sa ceea ce este cu adevărat important. În aceste vremuri în care totul se accelerează și se materializează rapid, aplicarea codului lui Moise ne face să ajungem ușor la îndeplinirea dorințelor într-un mod care este spre binele nostru cel mai înalt și al tuturor. Nu este o simplă poveste de spiritualitate,
este reală și adevărată. Avem nevoie de suflete iluminate pentru a materializa în sfârșit lumea visurilor noastre. Este ușor să te uiți la pământ și să vezi distrugerile provocate de acțiuni inconștiente. Planeta noastră nu a ajuns în această stare de una singură, ci din cauza deciziilor noastre colective. Întrebarea care trebuie pusă este simplă. Vom alege să facem asta în continuare sau ne vom hotărî cu fermitate să urmăm mai degrabă chemarea sufletului decât pornirile egoului? Lumea și tot ce există în ea se va transforma pentru a corespunde cu ceea ce simțim cu adevărat. Fiecare dintre noi are un rol esențial de jucat și de aceea poate că ne-au găsit aceste informații. Așa că să ne relaxăm și să ne bucurăm. Suntem pe cale să pornim într-o călătorie care ne poate schimba viața. După ce codul lui Moise a fost revelat evreilor pentru prima dată, au avut loc unele dintre cele mai mari miracole din istorie. La scurt timp după aceea, conducătorii cu autoritate au decretat că energia inerentă acestuia era pur și simplu prea puternică și prea periculoasă pentru a fi folosită de altcineva decât de cei mai înalți inițiați. Este vremea să cunoaștem și noi codul, nu doar pentru a aduce noi bogății în viața noastră, ci și pentru a crea o lume bazată pe legile compasiunii și păcii. Ni se oferă cel mai puternic instrument din istorie pentru a ne crea propria realitate. Codul lui Moise. Este oare posibil ca acum 3500 de ani Moise să fi aflat secretul prin care se poate atrage chiar tot ce îți dorești? Codul lui Moise a fost folosit inițial pentru a crea unele dintre cele mai mari miracole din istorie, dar apoi a fost ascuns și numai celor mai înalți inițiați le s-a permis să-l invoce. În cartea sa, James Twyman dezvăluie codul pentru prima dată arătând cum poate fi el folosit pentru a ne schimba viețile și chiar lumea. Folosind tehnicile prezentate în paginile volumului, vom descoperi cum putem integra cel mai puternic instrument de materializare din istoria lumii în propria noastră viață. În centrul codului lui Moise se regăsește adevărata funcție și aplicarea practică a legii atracției. Poate că vi s-a spus că această lege se ocupă cu a obține lucrurile pe care le doriți, lucruri despre care aveți impresia că vă pot face viața mai plăcută. Dar ce părere ați avea dacă acesta este doar primul pas? Iar descifrarea codului lui Moise depinde mai degrabă de ceea ce sunteți dispuși să oferiți și nu să primiți. Ar însemna că posedați deja abilități pentru a materializa chiar acum tot ce vă doriți. De asemenea, ar putea arăta și faptul că aveți capacitatea, ba chiar responsabilitatea, de a folosi această energie divină pentru altceva decât pentru bani, o mașină mai bună sau o relație perfectă. Suntem aici să valorificăm puterea divinității însăși pentru a crea o lume bazată pe legile compasiunii și păcii. Aceasta este sarcina pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit. Iată în continuare, prieteni, un fragment din carte. Imaginați-vă că stați cu spatele la lumină și vedeți umbra. A sosit momentul să ne întoarcem și să ne uităm din nou în lumină, nesocotind în mod simbolic dorințele egoului. Întoarcerea spre lumină este echivalentul alegerii de a vedea așa cum vede Dumnezeu, căutând darurile sufletului, în locul celor care nu ne vor satisface niciodată. V-ați putea întreba ce înseamnă să vezi prin ochii lui Dumnezeu. În fiecare clip a vieții voastre, puteți alege modul în care să percepeți tot ce e în jur, respectiv oamenii din viața voastră, situațiile în care vă aflați și evenimentele pe care le întâlniți în cale. Dacă vă hotărâți să priviți cu ochii egoului, adică din umbră, veți vedea totul ca separat și izolat. Una dintre credințele egoului este că trebuie să vă apărați de ce e în exterior, care vă poate ataca fără veste. Observați lumea cu suspiciune, incapabili să percepeți realitatea, deoarece vă uitați printr-un filtru fumuriu.
oamenii sau situațiile care v-ar fi putut fi de folos sau v-ar fi adus o mare bucurie, nu sunt luate în seamă, ba chiar sunt atacate. Și asta pentru că ați ales să priviți lumea în acest fel. Dacă alegeți să vedeți prin ochii sufletului, atunci lumea și tot ceea ce conține ea apar într-o lumină foarte diferită. Vă dați seama că nu sunteți separat, ci în legătură strânsă cu realitatea pe care o observați. Nu e nevoie să atacați, pentru că știți că v-ați ataca pe voi înșivă. Singurul lucru ce rămâne de făcut este să binecuvântați tot ceea ce percepeți, deoarece, în final, fiecare experiență vă conduce către o mai mare înțelegere a scopului vostru cel mai înalt în această viață. Ego-ul urmărește să obțină în timp ce sufletul caută să dăruiască. Asta pentru că sufletul, care acum stă cu fața la lumină, nu la umbră, urmărește să imite lumina sau pe Dumnezeu. Sufletul este legătura sau puntea dintre ego și divinitate. După ce ați trecut peste această punte și v-ați unit conștiința cu Dumnezeu, scopul lui este realizat, iar el se recunoaște ca fiind una cu Creatorul lui. Cu alte cuvinte, sufletul este absorbit înapoi în intenția lui Dumnezeu, extinzându-se și dilatându-se exact ca și Dumnezeu. Cei doi au devenit unul și doar unimea există. Asta ne duce la etapa finală, lumina. Ea este sursa a tot ceea ce percepeți, ceea care luminează și creează corpul, adică sufletul, și umbra, adică ego-ul. Scopul codului lui Moise este de a vă face să depășiți identificarea cu ego-ul și să priviți prin ochii sufletului, iar apoi să vă amintească faptul că, în realitate, nu sunteți niciuna dintre acestea două. Voi sunteți lumina, una cu sursa care luminează deasupra întregii creații. Acesta este scopul vostru, dar atingerea lui înseamnă că de data aceasta trebuie să vă implicați mai mult. Sufletul caută ceva ce se află dincolo de această lume, ceva ce nu poate fi definit sau șters de timp sau moarte. El caută eternul, sau cel puțin calitățile acestuia care se manifestă în această lume. Care ar fi aceste calități? Pace, iubire, iertare, bucurie și răbdare. Ele sunt prezentate atât aici, cât și în cer, care este definit mai degrabă ca o stare de conștiință decât ca un loc unde te duci după ce mori. Ele reprezintă punți solide, care conectează această lume la cea reală, o lume bazată mai degrabă pe legile unimii decât pe separare. Ego-ul și sufletul sunt vehicule care ne poartă în aceste dimensiuni diferite, dar doar acolo unde pot merge. De exemplu, dacă ați conduce o mașină și ați ajunge la malul mării, nu ați putea merge mai departe. Ați avea nevoie de o navă care să vă traverseze oceanul sau de un avion care să vă ducă acolo mai departe. Ego-ul este ca mașina. Vă poate transporta pe uscat, dar este foarte limitat atunci când e vorba de alte necesități. Vaporul vă poate duce peste ape, dar este și el limitat, iar călătoria durează mult. Doar un avion vă poate transporta oriunde doriți, deoarece este capabil să se ridice deasupra pământului. Nu contează dacă mergeți printr-un deșert sau treceți peste un munte. Capacitatea lui de a se ridica la înălțime îi permite să depășească restricțiile impuse de lumea de dedesubt. În prima parte a acestei cărți, conduceați mașina, iar ego-ul era în control. Apoi ați trecut la vapor, iar sufletul a început să vă poarte în locuri unde mașina nu avea acces. Acum e momentul să urcați la bordul unui avion, pentru că în locul spre care vă îndreptați nu se poate ajunge nici cu mașina, nici cu vaporul. Acest avion se va ridica deasupra pământului și vă va purta spre un nou tărâm care nu este limitat de legile sau rânduielile trecutului. De aici intrați în lumină. În documentarul amintit apar printre alții Neil Donald Walsh, autorul Conversațiilor cu Dumnezeu, Greg Braden, autorul a numeroase cărți, printre care și Trezirea la punctul zero și multe altele, și bineînțeles autorul James Twyman, care pe lângă această carte prezentată în acest material,
a mai scris și Emisarii iubirii și Emisarii luminii. Prieteni, vă recomand cartea Codul lui Moise, cel mai puternic instrument de materializare din istorie. Eu sunt Claudia și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, vă doresc numai bine. Pe curând!